venit la cursuri. Așa cum am promis, voi vorbi în acest curs despre trei fenomene specifice undelor: reflexia, refracția și difracția. Voi explica doar aspectele calitative legate de aceste fenomene, deoarece le-am descris cantitativ în cursul de optică ondulatorie. Să începem cu reflexia. Prin reflexia unei unde înțelegem fenomenul prin care unda, când întâlnește suprafața care desparte două medii diferite, își schimbă direcția, întorcându-se în mediul din care vine. Vedeți aici reflexia unei unde care se propagă printr-un resort. Când unda ajunge la capătul fix al resortului, se reflectă, se întoarce, își schimbă direcția de propagare. Există un principiu vechi, principiul Huygens-Frenel, care explică grafic foarte frumos acest fenomen, de fapt și altele, după cum veți vedea. Acest principiu spune că fiecare punct al unui front de undă emite unde elementare, iar suprapunerea undelor elementare la un moment dat formează frontul de undă din acel moment. Undele elementare sunt unde sferice într-un mediu omogen și izotrop, sau cercuri dacă sunt unde pe o suprafață. Cazul cel mai simplu este al unui front de undă liniar. Să presupunem că acesta este frontul de undă și principiul Huygens-Frenel zice că fiecare punct, să alegem câteva, ale acestui front de undă, emite unde elementare. Cam așa cum vedeți aici. Și suprapunerea acestor unde elementare se mai spune înfășurătoarea undelor elementare. În cazul nostru este această tangentă dusă la toate undele elementare. Ne arată cum va arăta frontul de undă după câtva timp, timp în care undele elementare au parcurs această distanță. S-ar putea să vă întrebați, dar de ce nu avem și aici un front de undă? Acest front de undă se propagă, are o anumită viteză și nu este singurul. În spatele lui există încă o grămadă de suprafețe de undă care formează împreună o undă care se propagă în această direcție. Iar undele elementare din spatele frontului interferă cu undele elementare al frontului din spatele lui, al suprafeței de undă de acolo, în așa fel încât rezultatul este această deplasare a undei spre dreapta. Să vedem cum se aplică principiul Huygens-Frenel ca să găsim legile reflexiei. Să presupunem un front de undă liniar care se mișcă într-un plan și se apropie de o dreaptă care desparte două medii diferite. Fiecare punct al frontului de undă emite tot timpul unde elementare, dar pe noi ne interesează undele elementare emise în punctele în care frontul de undă atinge dreapta care desparte cele două medii. Acum frontul de undă a ajuns la această dreaptă, iar punctul de contact, A, începe să emită unde elementare. Pentru că studiem reflexia, ne interesează doar undele elementare emise în mediul din care vine unda. După ce frontul de undă înaintează, punctul de contact se mută în B. Dar între timp, unda elementară emisă de punctul A a parcurs o anumită distanță și are forma unei jumătăți de cerc în planul în care studiem noi fenomenul. Când punctul de contact se mută în C, undele elementare emise de A și B au deja razele mai mari pentru că au mai parcurs o oarecare distanță. Când punctul de contact se mută în D, undele elementare emise de A, B și C arată așa cum vedeți acum, iar când capătul frontului ajunge punctul E, undele emise de A, B, C și D arată așa. Și după câtva timp, undele elementare au aceste dimensiuni. Iar principiul Huygens-Frenel spune că frontul de undă din acest moment este dat de suprapunerea acestor unde elementare,
care este segmentul roșu pe care îl vedeți și care se mai numește și înfășurătoarea undelor elementare. Un segment tangent la toate undele elementare. După cum vedeți în desen, direcția frontului de undă după reflexie face cu normala la suprafață un unghi, numit unghi de reflexie, care se observă și în desen, are aceeași măsură cu unghiul de incidență, definit ca unghiul dintre direcția frontului de undă incident și normală la suprafață. Aceasta este legea reflexiei din optică, și anume unghiul de reflexie al unei raze este egal cu unghiul de incidență al razei respective. Veți putea vedea acum acest principiu aplicat într-un caz mult mai complicat, și anume în cazul reflexiei unei unde sferice pe o suprafață parabolică, în cazul în care sursa undei sferice se găsește în focarul suprafeței parabolice. Ceea ce vom vedea este o secțiune plană care conține focarul suprafeței parabolice. În acest caz, reflexia, după cum veți vedea, transformă unda sferică într-o undă plană. Acum să vorbim despre refracție. Refracția este fenomenul schimbării direcției de propagare a unei unde când întâlnește suprafața care desparte două medii diferite. Deci până aici e la fel ca în cazul reflexiei, dar cu pătrunderea ei în mediul al doilea. Să vedem și în acest caz cum explică principiul Huygens-Fresnel fenomenul. Să presupunem din nou că avem un front de undă liniar care se mișcă într-un plan și se apropie de o dreaptă care desparte două medii diferite. Cauza fenomenului de refracție este faptul că viteza undei în cele două medii este diferită. După cum vedeți, în primul mediu unda are viteza V1, în al doilea viteza V2 și în cazul nostru V2 este mai mică decât V1. Ne interesează undele elementare emise de punctele în care frontul de undă atinge dreapta de separare. Acum frontul de undă a ajuns la dreapta care separă cele două medii, iar punctul de contact A începe să emită unde elementare. Aceste unde se propagă atât prin mediul al doilea, cât și prin mediul întâi, din care vine unda. Dar nu uitați, cu viteze diferite. După ce frontul de undă înaintează, punctul de contact se mută în B, dar între timp unda elementară emisă de punctul A, în mediul din care vine frontul, unda albastră, a parcurs o anumită distanță, iar unda elementară care se propagă în al doilea mediu, cea roșie, a parcurs o distanță mai mică, pentru că în acel mediu viteza undei este mai mică. Când punctul de contact se mută în C, undele elementare emise de A și B au razele mai mari, deoarece au parcurs între timp o oarecare distanță. Când punctul de contact se mută în D, undele elementare emise de A, B și C arată așa cum vedeți acum, iar când capătul frontului ajunge în punctul E, undele emise de A, B, C și D arată așa cum vedeți. Și după câtva timp, undele elementare au, să zicem, aceste dimensiuni. Iar principiul Huygens-Fresnel spune că frontul de undă din acest moment este dat de suprapunerea undelor elementare, adică de înfășurătoarea undelor elementare, segmentul roșu. Și după cum vedeți, direcția frontului de undă după refracție face cu normala la suprafață un unghi numit unghi de refracție. Acesta nu are aceeași măsură cu unghiul de incidență. Cu alte cuvinte, direcția de propagare a undei s-a schimbat din cauza vitezelor diferite ale undei în cele două medii.
În cazul nostru, deoarece V2 este mai mic decât V1, unghiul de refracție este mai mic decât unghiul de incidență. Dacă V2 ar fi mai mare decât V1, unghiul de refracție ar fi mai mare decât cel de incidență. Aceste observații sunt conținute în legea refracției, care spune că sinusul unghiului de incidență, sinus de I, supra sinusul unghiului de refracție, sinus de R, este egal cu raportul celor două viteze, V1 pe V2. Și cunoașteți această lege, numită legea lui Snell, din optică. Pe baza ei se pot deduce formulele lentilelor. Dacă vă interesează, găsiți această deducere în cursul de optică cu titlul Dioptrul sferic. Găsiți, ca de obicei, linkurile în descriere. Iar acum să vedem o animație legată de refracție. Întâi, cazul incidenței normale. După cum vedeți, dacă incidența este normală, adică direcția de propagare a frontului de undă este perpendiculară pe suprafața pe care se produce refracția, în cazul acesta nu se schimbă direcția de propagare, dar odată cu micșorarea vitezei se schimbă lungimea de undă. Avem relația lambda, lungimea de undă, este C supra mu, unde C este viteza undei în mediul despre care vorbim, iar mu este frecvența ei. Și merită să ne aducem aminte că ceea ce caracterizează o undă nu este lungimea ei de undă, pentru că lungimea de undă depinde de viteza undei, deci depinde de mediul prin care se propagă unda. Ceea ce caracterizează undă este frecvența. Acum să vedem fenomenul în cazul incidenței oblice. Se observă ușor cum, din cauza schimbării vitezei de propagare, se schimbă și direcția în care se propagă frontul de undă. Și acum difracția. Difracția este fenomenul de ocolire a obstacolelor sau de pătrundere a undelor în zone în care nu pot ajunge propagându-se în linie dreaptă de la sursă. Deși difracția are loc tot timpul, ea are un efect semnificativ doar în cazul în care obstacolele pe care le întâlnesc undele sau zonele pe unde pot trece undele au dimensiunile comparabile cu lungimea de undă. Din nou, fenomenul poate fi explicat cu ajutorul principiului Huygens-Fresnel. După cum vedeți în acest desen, punctul S de la marginea frontului de undă, acolo unde unda întâlnește obstacolul, este o sursă de unde elementare, adică în planul nostru, arce de cerc. Asta face ca unda să pătrundă și în zona de umbră, acolo unde nu ne-am aștepta să avem oscilații. Iar acum puteți vedea același fenomen pe viu, cu ajutorul undelor la suprafața apei. Se vede foarte bine cum undele ajung și în spatele obstacolului prin fenomenul de difracție. În acest desen puteți observa același fenomen, dar în cazul unei fante. Punctele frontului de undă de la marginea fantei produc unde elementare care duc la lărgirea fascicului de unde și pătrunderea undelor în zona din spatele obstacolului. Fenomenul, după cum observați în acest desen, este cu atât mai vizibil cu cât fanta este mai îngustă. Și acum puteți vedea o animație care prezintă difracția pe o fantă. Din cauza difracției, nu putem observa obiecte foarte mici cu ajutorul microscopului în lumină vizibilă. Atunci când obiectul are dimensiunile comparabile cu cele ale lungimii de undă a luminii pe care o folosim, din cauza difracției, obiectul nu mai produce umbră, devine invizibil. Fenomenul este prezentat în acest desen. Puteți observa cum frontul de undă al luminii se reface în spatele obstacolului, ceea ce îl face invizibil. Dar probabil ați observat acest fenomen și în cazul altor unde, de pildă în cazul undelor la suprafața apei, în cazul unui pârâu care curge printre pietre.
De obicei, difracția este însoțită de interferență. Am explicat acest lucru în cazul luminii, în cursul de optică ondulatorie. Din această cauză, în spatele unei fante, apar zone de maxim de oscilație și zone de minim de oscilație, așa cum vedeți în acest desen. Putem observa difracția și în cazul unor fenomene optice foarte simple, dar întotdeauna însoțită de interferență. De pildă, lumina unei surse punctiforme văzută printr-o pânză de umbrelă. Dar putem observa difracția și în cazul unor unde de mari dimensiuni, de pildă a valurilor din această fotografie. Se vede cum în acest mic golf se formează în interiorul lui unde în formă de arc de cerc, echivalentul undelor elementare din principiul Huygens-Fresnel, datorită valurilor care lovesc intrarea în golf. Iar gura golfului funcționează ca o fantă de difracție pentru valurile din exterior, deoarece lungimea de undă asociată valurilor, adică distanța dintre ele, este comparabilă cu lărgimea gurii golfului. Difracția este foarte importantă în cazul aparatelor optice, deoarece produce limitări ale puterii acestora. Nu putem mări oricât de mult, nu putem apropia oricât de mult. Despre difracție în cazul luminii puteți afla în cursul de optică cu titlul Difracția. În cursul următor, dedicat undelor, voi vorbi despre interferență și efectul Doppler, iar în ultimul curs voi prezenta câteva elemente de acustică. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!